suntem ăștia! Ăștia! Echipa de rugby a liceului cu program sportiv din Suceava este noua campioană națională la juniori 1. Chiar dacă plecau cu șansa a doua la cucerirea titlului național, jucătorii antrenați de Codrin Prorociuc și Mihai Cuca au intrat extrem de motivați pe teren. Faceți-vă mândri pe voi, faceți-vă mândri iubitele, familiei și tot ce mai vreți voi. Păi azi e despre noi, trebuie să fim o familie, băi. Și dăm peste ea dracului de tare. Gândiți-vă la părinții voștri câte sacrificii au făcut pentru voi. Dacă nu vreți să luptați pentru voi, băi, luptați pentru ei! Și doare din prima, băi! Și dăm să le dăm să doare! Toți cei ne-au spus, toată lumea a spus să le dăm să doare! Asta trebuie să facem, băi! Asta trebuie să facem! Uitați-vă în ochii mei! Băi, asta trebuie să câștigăm fără dar și poate! Nu există locul doi! Nu vă mulțumesc cu asta niciodată! Ieșim afară și dăm peste ei, da? Amen! Încurajată din tribune de aproximativ 70 de suporteri, gruparea suceveană a dat peste cap calculele hârtiei și a câștigat finala disputată pe stadionul Arcul de Triumf în fața celor de la Rapid București, cu scorul de 23-22, la pauză 10-12. LPS Suceava și-a asigurat victoria prin punctele marcate de Iulian Hodeniuc, UNSU, Ioan Oana, UNSU, David Bălan, două lovituri de pedeapsă și două transformări, și Marian Popescu, o lovitură de pedeapsă. Festivitatea de premiere a fost oficiată de președintele Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă. După munca depusă a venit și roadele, cum s-ar spune. Am crezut în colegii mei din la prima repriză până în ultimul minut că vom câștiga. Am adus corul la, în favoarea noastră, am ținut de el până am reușit să câștigăm. Un moment de nedescris, mă simteam împlinit, mă simteam că munca mea a avut un rod, o ceva. Mulțumesc tuturor echipei mele în primul rând și tuturor care au venit să ne susțină. A fost un sentiment de nedescris când am auzit fluierul. N-aș da sentimentul ăsta pentru toți banii de lume. Pe această premiză am mers și la meciul de la Constanța să luptăm până în ultima secundă. Până în ultima secundă trebuie să dăm totul și asta am făcut astăzi și din această cauză am câștigat. Nici nu știu cum să descriu, nici nu știu cum să mă bucur pentru acest trofeu. Ați văzut, toată lumea a văzut că ne-au dominat clar pe grămadă, dar am crezut. Și în semifinal la fel, la un punct, acum la un punct. E cea mai o chestie pe care nu pot să o descriu. Nici nu mă gândeam la un moment dat, nu mă mai gândeam, dar mă bucur, colegii au crezut tot și până la final ducem cupa la Suceava. Prima cupă de genul la Suceava. Pentru asta e frumos sportul, pentru chestiile astea, pentru răsturnări de scor, pentru câștigul ăsta la limită, pentru chestia asta. Da, clar, ne-au dominat la un moment dat prima repriză, doar ne-am apărat. Am marcat puțin pe final și după aia a doua repriză la fel au venit peste noi, dar am avut momentele noastre bune și am câștigat. Și nu pot să descriu chestia asta, nici nu știu cum să mă bucur. E prima dată pentru mine când fac chestia asta, când sunt campion. Și anul trecut am avut semifinala, am pierdut-o la Under 17, am pierdut-o. Și acum la Under 20 să fim campioni, ceva de nedescris. Sunt foarte mândru. Sunt foarte mândru și pot să spun acum lipsit de modestie că am fost omul care am știut să leg două entități a rugby-ului românesc, Humor și Suceava. Cred că datorită colaborării mele cu colegii mei de la Gura Humor le-am făcut o treabă extraordinară și s-a văzut în teren, s-a văzut pe margine, s-a văzut peste tot și bucuria lor alături de mine. Cred că ăsta e sentimentul cel mai plăcut și îmi doresc în viitor să creăm o echipă puternică la Suceava și să găsim oameni potențial financiar care să poată să ne susțină. Copiii aceștia merită, avem niște valori, avem o disciplină și nu cred că o să dezamăgim pe nimeni niciodată. Îi aștept pe toți iubitorii de sport, de rugby, de Suceava și nu neapărat de sport să fie alături de noi. Îmi doresc foarte mult să fim pe harta rugby-ului românesc, să fim acolo în Superliga. E o generație care sunt sigur că nu o mai regăsi foarte curând. Sunt mândru că sunt directorul liceului transportiv, îi felicit, în primul rând, pe antrenori.
nu neapărat ordinea este cea care o enumerez, dar și acești copii minunați, acești sportivi care au dat totul. Au dat totul și în semifinala de la Constanța, dar și aici. Ne-au produs o bucurie imensă părinților care au fost în tribună, bunicilor, prietenilor din tribună. Felicitări din toată inima. Sunt sigur că acești copii vor avea un cuvânt greu de spus în sportul de performanță.